Iubită și îndurerată familie, iubiți frați și prieteni, ne-am adunat în această zi de adâncă tristețe să aducem un ultim omagiu fratelui Ioșco, celui care a fost un fiu ascultător al bătrânului său tată, un soț iubitor, un tată mângâietor între copiii lui, un frate bun între frații familiei sale, un bun cetățean al acestei localități, a Duzel, și pe deasupra un bun creștin în credința Domnului nostru Iisus Hristos. Îmi aduc aminte de încrederea pe care o avea în Dumnezeu când tatăl său, care s-a accidentat grav la un picior și zăcea pe patul de spital în Baia Mare. Cineva din afara spitalului a propus ca să fie transportat bolnavul la Cluj, că acolo va fi tratat mai bine. Fratele Ioge a spus, dacă va fi voia lui Dumnezeu, tata se va face bine și la Baia Mare, la fel ca și la Cluj. Astăzi vedem că credința lui s-a împlinit în acest punct. Tata are un picior nu așa cum a fost. Pentru că un cui, când s-a strâmbat și îl îndrept cu ciocanul, nu mai este ca nou. Dar se poate folosi de el. La toți ne pare foarte rău că a murit. Dar Cuvântul Sfânt al Dumnezeu ne încurajează și zice: fericiți de acum încolo de morții care mor în Domnul. Apocalipsa 14:13. De ce ar fi acești morți fericiți dacă nu ar fi o înviere a morților? Apostolul Pavel scrie că dacă nu ar fi o înviere a morților, atunci noi care credem am fi cei mai nenorociți dintre oameni. 1 Corinteni 15:19. Fratele Ioji nu a vorbit mult, dar a lucrat mult pentru familie, împreună cu soția sa, Ibi, ca copiilor și ei să aibă pâine pe masă și să fie iubire în familie, pentru că ce este cel mai bun pe lumea asta decât să ai pe Dumnezeu și pe Fiul Său în inimă și să te îngrijești nu numai de familia ta, ci și de marea familie de frați și surori în credință. A avut grijă de surorile bătrâne, care le culegea de prin satele din apropiere și le ducea cu microbusul său la locul unde se aducea rugăciune și laudă lui Dumnezeu. Este mult? Este puțin? Noi nu știm. Dar știm un lucru pe care l-a spus Domnul Iisus, că niciun pahar de apă nu va fi uitat dacă va fi dat în numele Lui. Dar acum El ne părăsește pentru un timp. Așa credem noi, ca și creștini bazați pe ce a spus Domnul Iisus. Nu vă mirați de lucrul acesta, căci vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul Lui și vor ieși afară din ele. Cei care au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei care au făcut răul vor învia pentru judecată. Evanghelia după Ioan, capitolul 5, versetul 28. În altă parte a Bibliei, tot El spune, Domnul Iisus, am fost mort și sunt viu în vecii vecilor. Eu am cheile morții și a locuinței morților. Apocalipsa 1:18. Cu toate că credem ce a spus Domnul, nu ne putem nici cum împăca cu moartea, nu putem face să nu ne doară după cei dragi. Câteodată îmi aduc aminte și eu în cimitir și văd uneori persoane, an după an, vara, iarna, venind cu flori la mormântul celui care cândva a împărțit cu el necazuri și bucurii. Atunci când moartea distruge o familie, răul cel mai mare este pentru cel care rămâne, nu pentru cel care pleacă. El acolo nu mai suferă. Nici nu știe nimic. Pentru că pentru el moartea este ca un somn.
Este rău pentru cine rămâne, cu durerea în inimă zi și noapte. Vorbeam mai înainte de persoana care merge an de an la mormântul celui drag și întrebarea este, de ce merge? Merge pentru că rana din inimă nu s-a vindecat. Iubirea este mai puternică decât moartea. Și în cazul nostru, durerea este pentru sora Ibi și pentru cei doi copii mai mari, pentru că al treilea este prea mic ca să înțeleagă. După ce va crește, poate să întrebe unde este tatăl său, pentru că ceilalți prieteni ai lui au tată și mamă. De ce? Poate să zică, numai eu n-am tată. Sigur că se pune întrebarea firească, că odată cu plecarea fratelui Ioji, care pentru iubita lui soție a fost stâlpul de susținere a familiei, a fost mâna sa dreaptă, cum se va descurca singură cu copiii? Mă gândesc la tatăl din cer, care vede acest mare necaz. Și se va îngriji el cumva. Ar fi bine ca pentru sora Libii, ca și pentru noi toți, de altfel, care trecem prin necazuri, să se încreadă în Domnul și să-i ceară ajutorul în rugăciune și tatăl se va îngriji, pentru că moartea nu va domni veșnic pe pământ, spune profetul Isaia, capitolul 9, versetul 1. Domnul Iisus, când a fost pe pământ, a înțeles perfect adâncimea durerii celor care plângeau după cel care, fără voia lui, a părăsit închis în mormânt. Și cu toate că a spus surorii mortului, eu sunt învierea și viața, Evanghelia după Ioan 11:2, cu inima sa sensibilă și iubitoare, nu a putut să-și rețină plânsul. Când a văzut jalea și bocetele din familia prietenului său Lazar mort de 4 zile. În Evanghelia după Ioan scrie o propoziție foarte scurtă, numai din două cuvinte, dar care exprimă adânca sa compasiune. Iisus plângea. Ioan 11:35. Apostolul ne îndeamnă și pe noi, plângeți cu cei ce plâng. Roman 12:15. Și zicem împreună cu el, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. Căci după cum avem parte din belșug de suferințele lui Hristos, tot așa, prin Hristos, avem parte din belșug și de mângâiere. Așa că dacă suntem în necaz, suntem pentru mângâierea și mântuirea voastră. Dacă suntem mângâiați, suntem pentru mângâierea voastră, care se arată prin faptul că răbdați aceleași suferințe ca și noi. Și nădejdea noastră pentru voi este neclintită, pentru că știm că dacă aveți parte de suferințe, aveți parte și de mângâiere. Același apostol al Domnului, apostolul Pavel, ne încurajează prin cuvintele următoare. Nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Apostolul Pavel arată cauza pentru care a intrat moartea în lume. Și tot el ne arată că Dumnezeu are un plan foarte bun ca să ne scape de moarte, de aceea a dat la moarte pe Fiul Său, fiindcă atât de mult a iubit lumea. Ioan 3:16. El scrie în epistola către Romani că printr-un om a intrat păcatul în lume și prin păcat moartea și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. Dar, tot el zice, astfel dar,
Dacă printr-o singură greșeală a venit o osândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare, a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viața. Roman, capitolul 5, versetele 12 la 19. În Vechiul Testament, Dumnezeu vorbește prin profetul Isaia același lucru. Care este cauza morții și care este planul său de a ne scăpa de ea? El zice, din cauza păcatului, lăcomii lui m-am mâniat și l-am lovit. M-am ascuns în supărarea mea și cel răzvrătit a urmat și mai mult pe căile inimii lui. I-am văzut căile și totuși îl voi tămădui. Îl voi călăuzi și îl voi mângâia pe el și pe cei ce plâng împreună cu el. Isaia, capitolul 57, versetele 17-18. Credem că înțelegem bine aceste cuvinte profetice, că este vorba despre Adam și cei ce plâng împreună cu el, noi toți copiii lui, întreaga omenire. Pentru noi cei păcătoși, Dumnezeu a pregătit timpul așezării din nou a tuturor lucrurilor, iar rezultatul va fi că Iisus, care ne-a răscumpărat și căruia i s-a dat toată puterea în cer și pe pământ, va nimici moartea pe vecie și va șterge lacrimile de pe toate fețele. Isaia, capitolul 25, versetele 6 la 9. Aceeași promisiune o face Domnul Iisus în cartea Apocalipsa, capitolul 21, cu 4, când zice aceleași lucruri ca și în Isaia. Va șterge lacrimile și moarte nu va mai fi. Iată ce bun este Dumnezeul nostru, care ne va scăpa de Satan și de moarte. Numai până când se vor împlini aceste promisiuni mărețe, trebuie, ne spune Iisus, să avem credință în Dumnezeu și în El. Ioan 14:1. Pentru că, zice Apostolul Pavel, că credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Evrei 11:1. În Epistola către Roman, insuflat de Duhul Sfânt, Apostolul scrie, dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Despre ea mărturisesc legea și profeții. Și anume, neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și sunt socotiți neprihăniți fără plată prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele Lui o jertfă de ispășire ca să-și arate neprihănirea Lui, căci trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu. Pentru că în vremea de acum să-și arate neprihănirea Lui în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Iisus. Roman, capitolul 3, versetele 21-26. Mă gândesc la ce a spus Domnul Iisus, că în lume vom avea necazuri. Și ca urmași de-a lui Iisus, și care urmași de-a lui Iisus nu a avut, pentru că Satan le produce, cu gândul să nimicească sămânța femeii. Dar Apostolul spune, în curând Dumnezeul păcii va zdrobi pe Satana sub picioarele voastre, fraților. Roman 16:20. Este drept că întreaga lume geme și suspină, nu numai urmașii lui Iisus. Majoritatea din lumea aceasta au o speranță uneori falsă, dar este tot speranță, care menține un anumit echilibru psihic. O vorbă spune că speranța moare ultima. Referitor la aceasta, Apostolul Pavel scrie, și dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori al lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Și Pavel zice mai departe, eu socotesc
că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare care are să fie descoperită față de noi. De asemenea, și firea așteaptă cu dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Firea înseamnă lumea, în general. Căci firea a fost supusă de deșertăciunii, nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o, cu nădejdea însă, că și ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Dar știm că până în ziua de azi, toată firea suspină și suferă durerile nașterii. Și nu numai ea, dar și noi, care avem cele dintâi roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru. Căci în nădejde aceasta, încheie Pavel și zice, am fost mântuiți. Dar o nădejde care se vede nu mai este nădejde. Pentru că ce se vede, se mai poate nădăjdui? Întreabă el. Pe când dacă nădăjduim, ce nu vedem, așteptăm cu răbdare. Roman 8, versetele 17-25. Apostolul spune despre suferințele lumii și ale noastre, din care să înțelegem că potrivit cu cele scrise în Biblie, este o mântuire cerească și una pământească. Apostolul se adresează cu precădere celora pe care îi numește frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească, Evrei 3:1. Deci lumea, la modul general, va moșteni pământul, pentru că tot el spune că oamenii din carne și sânge nu pot ajunge în cer. Și chiar urmașii lui Iisus trebuie tot să moară, iar la înviere vor primi alte corpuri, nu din carne și sânge, 1 Corinteni 15:50. Aș vrea să spun numai doar două fraze. Cine știe? Poate fratele Ioji și-a încheiat misiunea de creștin bun. Și de acum l-așteaptă răsplata. Domnul să vă binecuvânteze.